Cecil se folosește de media pentru a atrage tot mai mulți recruți, începând din Londra, Paris și până în Minneapolis. Tineri jihadiști care părăsesc confortul occidental pentru a răspunde chemării grupării SEAL. Ceea ce face statul islamic este să ofere oportunitatea de a crea o nouă societate. Lucrul acesta îi încântă pe mulți tineri. SEAL apelează la violență și face eforturi pentru a conduce un genocid împotriva creștinilor și a altor minorități religioase. Aceștia au devenit o forță în Orientul Mijlociu și au scopuri și mai înalte. În noua sa carte, ISIS Exposed, Beheading Slavery and the Hellish Reality of Radical Islam, Eric Steckelbeck descrie cum SEAL își cheamă legiunile de adepți din Occident ca să se ridice și să pornească atacuri acolo unde se află și să transforme Statele Unite și Europa într-o zonă de război.